vrea să vă rețin atenția pentru câteva momente. Rugăm tinerii să ocupe locurile. E frumos și dulce să fim împreună la timp de sărbătoare, în cadrul acesta deosebit. Când am ajuns dimineața aici, un frate a zis ce bine ar fi ca să facem serviciul în mijlocul naturii. Vom împlini și această dorință. Deci după masă, de la orele 16, ne vom aduna undeva acolo, pe deal, și vom avea un moment de laudă, de închinare, de mărturisiri, de împărtășirea unor experiențe, așa, minunându-ne de binecuvântarea naturii și de ziua frumoasă, de ziua deosebită, pentru că e soare, spunem slăviță fie Domnul. La ora 13, surorile ne-au anunțat că au pregătit surprize, surprize. Avem între noi frați și surori care au ostenit pentru ca ziua aceasta să fie o bucurie și o binecuvântare pentru noi din toate privințele. La vremea potrivită vom anunța jertfa celor care ne-au slujit și ne vom ruga ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea să păstrez atenția dumneavoastră. Am început mai târziu astăzi. Nu pierdem timpul de închinare. De aceea folosim câteva momente pentru ca să ne întoarcem inimile spre Cuvântul Scripturii. N-aș vrea ca să pierdem voia bună, bucuria pe care o experimentăm în aceste momente. De aceea aș vrea foarte concret să stau înaintea dumneavoastră cu un subiect provocator, și anume o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine. Nu-i așa că e frumos să venim la Măruneț? Slăvit să fie Domnul! Dar e rău că e o dată deală. Unii mi-au spus ce bine ar fi dacă am face mai des sărbătoarea mulțumirii. Știți, în zilele astea grele și cu atâtea nevoi financiare, am tot face sărbători. Numai că nu-i vremea sărbătorii. Noi știm că va veni un timp când în Împărăția lui Dumnezeu vom tot sărbători. Și nu un an, nu 10, ci o veșnicie întreagă și spunem slăviță fie Domnul. Dar aș vrea să observăm că și în timpul în care trăim, suntem chemați să avem o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine. Nu-i așa că ne-am dorit binecuvântarea asta? Ei, masa mai are sfârșit. După bugetul fiecăruia. Dar o bucurie și o mărtășie și o experiență care să însemne sărbătoare ar trebui să continue în fiecare zi. De ce oare, primul punct, de ce oare oamenii nu experimentează o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine? Nu e așa? E frumos să venim dimineața, să vedem soarele strălucind, să ne bucurăm de părtășia unii cu alții, să ne bucurăm de cadrul acesta deosebit, dar seara, dacă ne întreabă cineva, unde ați fost? Ei, la Măruneț. Repede, repede, bucuria pălește, repede, repede, ocazia trece. Și uitați-vă că în loc de sărbătoare, în inima oamenilor, lumii în care noi trăim, există parcă o povară, o suferință, o nemulțumire continuă. De ce nu e o sărbătoare care să nu se mai termine? Pentru că omul nu e dispus pentru sărbătoare, nu e pregătit pentru sărbătoare. Inima omului nu e gata să aibă sărbătoare. Dimpotrivă, oamenii sunt nemulțumiți și experimentează o nemulțumire continuă. Nu știu cum e în locul în care sunteți. Când ajungeți prima dată, prima dată în zi la servici și vă întâlniți cu colegii, ce vă spun? Iar a fost un weekend nereușit. Și în loc de o inimă pregătită să slăvească pe Dumnezeu, găsim o inimă care e nemulțumită, nepregătită, neîmplinită și starea de gândire parcă este atmosferă generală. Și uitați-vă, așa au murmurat cei din Israel și au fost nemulțumiți. De ce au fost nemulțumiți cei din Israel? Și de apă au fost nemulțumiți. S-au bucurat de pâine, nici pâinea nu le-a plăcut. Au mulțumit de pentru conducători, nici ăștia nu le-au plăcut.
Au fost ei mulțumiți de Dumnezeu? Nu. La un moment dat au zis, fă-ne un Dumnezeu pentru că nu știm unde este. Moise, cel care ne-a vorbit nouă despre Dumnezeu. Inima omului este nemulțumită continuu. Am citit despre un prieten care s-a întâlnit cu colegul lui. Nu-l văzuse de aproape o lună de zile și când am întâlnit era foarte, foarte mulțumit prietenul lui. Și acesta îl întreabă pe coleg. Deci prietenul întreabă pe colegul lui de foarte necăjit. Ce se întâmplă cu tine? Te văd așa de necăjit astăzi. Era tocmai weekend, începuse sâmbătă, urma duminica. Și prietenul spune colegului său, ești așa de necăjit astăzi. Ce se întâmplă cu tine? Păi să vezi, să vezi. Cum să mă vezi? Acum 4 săptămâni de zile în urmă, un prieten de-al meu s-a mutat în alt oraș. Și pentru că nu putea să transporte toate lucrurile, mi-a lăsat mie ceea ce era lui surplus, de aproape vreo 10.000 de dolari. Și trebuie să te bucuri un așa dar. Păi stai să vezi, acum 3 săptămâni, o mătușă de-a mea a câștigat la loto. Și a zis, ce să mai facă ea cu banii la ăsta e? Așa bătrână, ce să facă cu banii? Și m-a chemat pe mine, mătuși mai sunt și astăzi. M-a chemat și mi-a spus de bani, plătim jumate, jumate. 50 de mii de dolari, 1.050 de mii de dolari și-au primit pentru ea. Păi cum? Trebuie să te bucuri! Trebuie să te bucuri! Păi stai că nu-i tot. Acum 2 săptămâni, unul de-a mea a trecut la Domnul. Și mi-a lăsat la ea. Vreo 200 de mii de dolari. Păi mai prieten, trebuie să fii cel mai fericit. Păi stai să vezi. Uitați-vă și uită-te tot. Acum e sâmbătă și săptămâna asta încă n-am venit nimic. Nu-i așa? Că noi așteptăm în fiecare zi binecuvântarea. Și odată ce-a trecut ziua și odată ce-a trecut săptămâna, suntem nemulțumiți când a venit binecuvântarea. Omul e nemulțumit și nemulțumirea e continuă. Omul nu are o sărbătoare care să dăinuie veșnic, o mulțumire veșnică, pentru că nu găsește motive de mulțumire. Fratele fiului risipitor, toți am auzit de el, nu? Un frate mai mare. Dar el a găsit numai motive de nemulțumire. Ce motive de nemulțumire a găsit el? O luat banca de avere, fiul cel mai tânăr. Că a risipit averea și n-a investit-o cum trebuie. Că l-a lăsat pe tata sigur, tocmai el. El care trebuia să aibă grijă de tata. Că s-a întors acasă așa pe nepusă în masă. Nu-i așa? Că găsim noi motive. Vii să nu dai telefon și să nu mă anunci pe mine. Mă lași la câmp și eu lucrez. Așa. Motive de nemulțumire. Și cea mai mare nemulțumire. Pentru el. Tocmai pentru el tata a făcut sărbătoare. Și auzi, a tăiat în felul în greșat. Care îl păstram pentru nunta mea. Tata l-a tăiat pentru fiul ăsta al lui, nu fratele meu, care a venit așa acasă, pe nepusă în masă. Pe neașteptare. A văzut numai motivele de nemulțumire. Și mulți oameni poartă ochelarii aceștia și astăzi. Au numai ochelarii prin care văd ceea ce îi afectează. Dar aș vrea să întreb, avea fiul risipitor motive de mulțumire? Mai mult, ce i-a spus tata? Ia în calcul și posibilitățile și binecuvântările pe care le ai și de care nu ești conștient. Și anume, eu sunt totdeauna cu tine. Uite, eu sunt cu tine. Apoi, tot ce am eu este și al tău. Tu crezi că nu mai e un el? Meriți. Tot ce am eu este și al tău. Omul n-are sărbătoarea mulțumirii. Fiindcă nu găsește mult motive de mulțumire. Și apoi, pentru că omul uită să mulțumească. Uită să mulțumească. A vindecat Domnul Iisus Hristos. Știți câți leproși? 10. Și cât s-au întors să mulțumească? Numai unul. Numai unul. Și Domnul întreabă ceilalți nou
Îi învețe pe copii să spună mulțumesc. Primesc un dar copii și de fiecare dată mama grijulie spune, zi mulțumesc, zi mulțumesc. Și copiii spune, fie mama așa cum zici tu. Deci și atunci când sunt convinși să spună mulțumesc, e greu să spună mulțumesc. Fraților, trăim într-o vreme în care așa de rar mai găsim oameni care să aibă sărbătoarea mulțumirii în continuu. Pentru că inima omului nu-i pregătită să sărbătorească. Inima omului e plină de gândire, de nemulțumire. Purtăm o chemare care ne împiedică să vedem darurile lui Dumnezeu, o chemare care ne ajută sau ne fac să vedem numai pricinile de potignire. Și apoi și atunci când primim o binecuvântare, spunem, Doamne, mâine. Mâine vin să mulțumesc. Și a doua zi, uităm să spunem Domnului, slavă ție pentru tot ce ne-ai dat. Dar de ce să avem o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine? Voi trece foarte repede peste punctul acesta. De ce să avem o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine? Haideți să deschidem sau să urmărim un verset din Efeseni, capitolul 5 cu versetul 20, prin care Apostolul Pavel spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să repetăm cu toții versetul acesta. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e versetul care am vrea să-l ținem minte de la sărbătoarea roadelor din anul acesta. Porunca lui Dumnezeu este ca să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Pentru că El este Tatăl care ne dă binecuvântările pe care le avem. Și nu numai atât. Noi trebuie să fim recunoscători și mulțumitori pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos și spun, Doamne ajută-ne! Trebuie să avem o sărbătoare a mulțumirii, fiindcă aceasta e voia lui Dumnezeu. Fiindcă aceasta aduce împlinire. Avem un verset în Proverbe 15 cu versetul 13 care spune cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Cine mulțumește lui Dumnezeu stă la masă continuu. Este împlinit, mulțumit și sătul în toate întrejurările vieții. El este mulțumit de starea în care este. Am citit despre o discuție între doi căței. Imaginare. Nu s-a întâmplat așa realitate. Dar această discuție exprimă un adevăr. Era ziua mulțumirii. Și știți, în Statele Unite, de ziua mulțumirii. De ziua mulțumirii. În fiecare familie, hrana de bază este limasă. Importăm și noi culcarea acum. Și un cățel mai tânăr îl întâlnește pe unul mai în vârstă și spune asta-i drept pentru noi. Și anume, când toți oamenii mănâncă curcan, noi tot mâncare de pe ei. Când astăzi toți au carne de curcan. Noi tot mâncare pentru căței. Sunt complet nemulțumit. Măcar o dată pe an să avem și noi mâncare deosebită pentru că ne facem slujba. Câinele. Cel mai învârstă, câinele mai bătrân. A auzit și a zis, copile, ești nemulțumit pentru starea în care ești. Gândește-te puțin. Ce s-ar fi întâmplat dacă erai curcan? Nu-i așa? Cel mulțumit primește noi binecuvântări. Și știți ce s-a întâmplat cu cățelul? Seara, ce-a rămas curcanul? A fost porția lui. Numai că Dumnezeu este Cel care face orice lucru frumos la vremea Lui.
De ce să avem o sărbătoare a mulțumirii? Asta e porunca lui Dumnezeu. De ce să avem o sărbătoare continuă a mulțumirii din inimile noastre? Fiindcă asta ne aduce bucurie și împlinire. Așa avem un ospăț necurmat. Apoi așa, așa, slăvim pe Dumnezeu. O sărbătoare a mulțumirii care nu se mai termină este o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Psalmistul spune, cine aduce mulțumire lui Dumnezeu, ca jertfă, mulțumire lui Dumnezeu, acela mă proslăvește. Și apoi, mulțumirea deschide calea spre alte binecuvântări. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. A venit cel care a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos, care în mila și îndurarea lui Dumnezeu a avut parte de vindecare fizică și unul dintre cei 10 s-a întors și a mulțumit. Și cel mulțumitor a primit o binecuvântare și mai mare. Domnul i-a spus, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Frații și surori, e ușor să credem în ispita de a încheia sărbătoarea mulțumirii odată cu sfârșitul zilei. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute să păstrăm sărbătoarea fiecare zi a vieții noastre. Și haideți să vedem cum putem ajunge. Cum putem ajunge să avem o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine? În primul rând, ascultând de porunca lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Când ascultăm de porunca lui Dumnezeu, noi împlinim de fapt voia lui Dumnezeu, pentru că putem avea o sărbătoare a mulțumirii când înțelegem că aceasta e ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Apoi, avem o sărbătoare a mulțumirii când trăim prin credință și când vedem dincolo. Veți spune dumneavoastră, pentru ce să mulțumesc? Și oamenii nu găsesc motive de mulțumire fiindcă nu au credință. Haideți să vedem ce înseamnă credința. A privi dincolo. Găsim motive de mulțumire atunci când privim dincolo de ceea ce se poate observa din perspectivă fizică în mijlocul lumii noastre. Și haideți să vedem pentru câteva situații cu care ne confruntăm că putem avea cuvinte de mulțumire spre slava lui Dumnezeu. Și atunci când suntem încercați. Și uitați-vă câteva situații. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru impozite și taxe. Putem spune asta? Foarte mulți spun, vai de impozite și taxe, fiindcă sunt tot mai mari. Dar putem mulțumi lui Dumnezeu pentru impozite și taxe, fiindcă aceasta înseamnă că am un serviciu. Cei care au un serviciu, plătesc impozit pe salariu. Se plătesc și ceasă și asigurare pentru pensie. De aceea să nu ne plângem că plătim impozite și taxe, ci să vedem dincolo faptul că avem un serviciu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru hainele care le-a rămas strânge. Păi așa se întâmplă câteodată hainele să le strângă, să le fie strânge. Dar de ce? Fiindcă asta înseamnă că sunt sănătos și am ce să mănânc. Haide, următoare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru geamurile murdare pe care trebuie să le șterg. Cât ați șters geamurile de toamna asta? Vă rog să arătați. Nu-i totul. Mai trebuie să facem ce vreau să le șterg. Noi așa mulțumim lui Dumnezeu pentru geamurile care trebuie să le șterg. Dar de ce? Fiindcă asta înseamnă că am ce să șterg. Am o casă. Apoi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru zilele de nori și ploaie. De ce? Fiindcă asta înseamnă că voi avea o recoltă bogată. Mulțumesc lui Dumnezeu apoi pentru brodele din asfalt. Nu știu câți dintre șoferi la începutul călătoriei cu mașina spun, Doamne, mulțumesc
spunem, Doamne, fă să am un drum bun. Am auzit că cineva a spus, un paradox mai mare ca la voi în România nu poate fi zbărit. Scrie acolo drum bun și să nu mă acolo. Mulțumim lui Dumnezeu pentru propriile din asfalt, dar de ce? Fiindcă așa se facă mașina. Fiindcă asta înseamnă că voi conduce mai prudent. Mai prudent. Domnul să ne ajute. Mulțumesc lui Dumnezeu apoi pentru prețul mare plătit pentru încălzire. Nu-i așa? Mai ales că s-au luat subvențiile. De ce? Pentru că asta înseamnă că în casa mea este căldură. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate criticile pe care mi se aduc. Pentru toate criticile care mi se aduc. De ce? Pentru că asta înseamnă libertate de exprimare. Ce ar însemna ca să nu vorbească nimeni? Mulțumesc lui Dumnezeu apoi pentru fratele și sora care cântă fals în mine. Sper că asta nu e situația noastră. Toți avem darul și vă găsim. Dar mulțumim și pentru cei care cântă fals. Și tare, așa cum cânt eu. De ce? Asta înseamnă că am o veche muzicală. Singur lucru. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru grămezile de lucruri pe care trebuie să le spăl și să le cap. Nu e așa greu, e la spălat, dar n-a călcat. La spălat, fără la așa, dar n-a călcat. Pentru că asta înseamnă că cei dragi sunt lângă mine. Apoi, încă una. Și asta nu putem învăța. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru... Mai este una. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru durerile de inimă. Pentru că acestea ce se întâmplă? Nimic. Pentru că acestea sunt un semnal care mă anunță că trebuie să duc acasă. Fraților, uitați-vă cum putem privi realitatea. Unii privim realitatea doar cu ochelari care ne ajută să vedem numai ceea ce e rău. Domnul Iisus Hristos a văzut dincolo de rău. În evrei se spune pentru bucuria care era adusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de părire al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, m-am deprins să fiu sărac și bogat, flămând și sătul. Și el spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Să urmărim exemplul lor. În ziua aceasta suntem aici la o sărbătoare a mulțumirii. Dacă nu e așa, sărbătoarea mulțumirii din anul 2011 a Bisericii Maranata a sfârșit. Pentru că aici suntem încadrați în timp și spațiu. N-ați vrea la anul acesta să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să-mi dai o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine niciodată. Amin? Să fim mulțumiți înseamnă a avea o inimă pregătită să mulțumească lui Dumnezeu. Am primit voia lui Dumnezeu, a umblat prin credință, a urma exemplul înaintașilor și a vedea lucrurile pentru care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a plătit ca noi să le avem pe gratis. Apostolul Pavel spunea, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, în mijlocul lumii acestea unde sunt așa de mulți nemulțumiți. Eu aș vrea să am o sărbătoare a mulțumirii care să nu se mai termine niciodată. Și Domnul să ne ajute să păstrăm această bucurie și să arătăm că suntem oameni deosebiți, asemenea cu Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile și totdeauna în numele Domnului Iisus. De aceea, haideți să spunem încă o dată pe acest verset. Ne ridicăm și spunem împreună acest verset. Efeseni 5 cu 20. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl,
pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm pe fratele Vasile să vină în față și haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să avem o sărbătoare mulțumirii care să nu se mai termine. Mai întâi de toate îți mulțumim, iubite Tată, pentru dragostea pe care Tu o ai față de noi. Mulțumim, Doamne, căci în această zi a mulțumirii am putut să învățăm că să fim întotdeauna înaintea Ta și să-ți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Primește rugăciunile noastre de mulțumire. Doamne, ajută-ne să vedem întotdeauna ceea ce Tu ne vrei și ceea ce Tu ne dai. Amin. De multe ori în viața noastră vedem cu unele lucruri pe care ne-am dorit să le avem, dar ajută-ne să mulțumim cu ce avem. Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumitori pentru tot ce ne-ai dăruit. Și cea mai mare mulțumire noastră este că Tu ne-ai iubit și ne-ai dat mântuire slăvit să-ți fie numele. Doamne, primește mulțumirea Bisericii Tale Maranatha și Sfântului. Am dorit, Doamne, ca în această zi de mulțumire să primești mulțumirea poporului Tău. Doamne, pentru că știm că cine aduce mulțumire înaintea Ta, te proslăvește pe Tine și vrem să te proslăvim pe Tine. De aceea, Doamne, recunoscător și mulțumitor, ne plecăm ființele noastre cu mulțumire și cu recunoștință. Și pentru toate, numele Tău să-i se aducă slavă, cinste, glorie și onoare, acum și în veci. Amin. Amin. Hai să-L vedem.